regăsit! Să ne amintim întâi întrebarea la care trebuie să răspundem azi, deoarece soarele este foarte departe de noi, la aproximativ 149 de milioane de kilometri. Ne așteptăm ca razele lui care ajung aici pe Pământ să fie în bună aproximație paralele, așa cum vedeți în desen. Dar atunci când vedem fenomene optice în care apar aceste raze, cum ar fi razele care trec printre nori și se propagă prin aerul care conține picături de apă, ceață, atunci ele se văd de multe ori divergente, așa cum vedeți în această imagine. Să vedem întâi ce fenomene există care dovedesc că razele soarelui care ajung la noi sunt practic paralele. Există fotografii care arată că umbrele obiectelor alungite în lumina soarelui sunt paralele. De pildă, umbrele oamenilor în fotografiile de la mare înălțime obținute cu un teleobiectiv sau umbrele scândurilor dintr-un gard. Sigur, se poate obiecta pe bună dreptate că în aceste cazuri vedem doar o foarte mică parte din suprafața Pământului și că poate dacă am vedea suprafețe mai mari, razele n-ar mai fi paralele și deci nici umbrele n-ar mai fi paralele. Dar aici vedeți umbrele unor nori fotografiați din stația orbitală. Se vede clar că în acest caz razele care trec printre nori sunt paralele. Acest lucru se întâmplă deoarece Soarele este în acest caz în stânga imaginii și nu mai sus decât noi, așa cum îl vedem de obicei, de pe Pământ. Așa că razele pe care le vedem sunt într-un plan perpendicular pe direcția privirii noastre și se vede că sunt paralele. O altă dovadă este dată de faptul că o lentilă sau o oglindă concavă concentrează razele soarelui exact în focar. Cei care știu un pic de optică știu că acest lucru se întâmplă doar în cazul în care fasciculul de raze care vine la lentila convergentă sau la oglinda convergentă este paralel. Voi mai da o singură dovadă, deși se pot aduce foarte multe altele. Eratosthene a reușit să măsoare circumferința Pământului cu vreo 250 de ani înainte de Hristos, folosindu-se tocmai de paralelismul razelor care vin de la Soare. Metoda lui constă în măsurarea umbrei lăsate de un obiect care se găsește la o anumită distanță cunoscută de locul în care razele Soarelui cad perpendicular pe suprafața Pământului, distanță măsurată pe același meridian. Eratosthene a obținut un rezultat neașteptat de bun, ținând cont de precizia redusă cu care se cunoșteau distanțele pe vremea lui și de cunoștințele geografice reduse ale vremii. Rezultatul lui avea o eroare de sub 3%. Dacă se folosește azi metoda lui, se obțin rezultate aproape perfecte. Și asta este o dovadă foarte bună că razele soarelui care ajung la Pământ sunt, așa cum am mai spus, în foarte bună aproximație paralele. Există deci multe dovezi că, așa cum ne așteptăm din punct de vedere teoretic, razele soarelui sunt foarte aproape de condiția de paralelism. Și atunci, de ce vedem de multe ori razele soarelui formând un fascicul divergent? Sunt sigur că veți înțelege răspunsul la întrebare imediat ce veți vedea următoarea fotografie. Sunt șinele de cale ferată paralele? Sigur că da. Le vedem paralele? Sigur că nu. Din cauza a ceea ce se numește perspectivă. Atunci când condițiile meteo permit vizualizarea razelor de soare, le vedem pe toate plecând de la discul solar. E normal să fie așa, de acolo pleacă. Dar ca să le vedem așa, ele trebuie să formeze un fascicul care converge spre soare. Razele de soare pe care le vedem vin spre noi, așa cum vin și șinele de cale ferată din fotografie. Așa că e normal să ni se pară că nu sunt paralele, nici șinele nu ni se par paralele. Numai că în cazul șinelor de cale ferată, iluzia este mai slabă,
deoarece mai vedem și alte lucruri și observăm cum obiectele se văd cu atât mai mici cu cât sunt mai departe, așa că înțelegem că și distanța dintre șine trebuie să se micșoreze odată cu distanța la care se găsesc șinele de noi. Dar în cazul razelor soarelui nu avem în general repere care să ne arate că razele se îndepărtează de noi. De aceea avem iluzia că ele sunt într-un plan perpendicular pe direcția privirii noastre și de aceea ni se par divergente. Răspunsul corect este deci următorul. Razele soarelui sunt foarte aproape de condiția de paralelism, dar le vedem de multe ori divergente din cauza efectului de perspectivă. În răspunsurile pe care le-am primit au fost invocate fenomene cum ar fi cel de împrăștiere a luminii la trecerea prin nori. Când lumina este împrăștiată, fenomenul se numește difuzie, împrăștierea nu produce fascicule de lumină. Lumina împrăștiată este lumină difuză și se numește așa tocmai din cauza că avem raze care se propagă în absolut toate direcțiile. Deci prin difuzie nu se obține un fascicul de raze, nu mai avem fascicule de raze după difuzie. O altă explicație a fost legată de faptul că soarele nu este o sursă punctiformă, ci este o sferă care radiază lumină în toate direcțiile. Este adevărat. Dar razele care ajung la Pământ sunt doar cele care pleacă spre Pământ. Nu ajung și razele care pleacă în alte direcții, așa că această observație nu schimbă problema. Există, bineînțeles, și aspecte mai subtile legate de fasciculele de raze care ajung de la Soare la Pământ și domnul Dumitru Antonie a scris despre astfel de aspecte, dar întrebarea mea se referea doar la simpla noastră percepție a fasciculelor de raze solare. De pildă, datorită faptului că Soarele este mult mai mare decât Pământul, există și raze care ajung de la Soare la Pământ convergente. Tot din acest motiv, umbra lunii pe suprafața Pământului, la eclipsa de soare, este mult mai mică decât luna, din cauza faptului că există și raze de lumină care sunt convergente, pentru că soarele este foarte mare față de Pământ și față de lună. Dar despre aceste lucruri voi vorbi poate cu altă ocazie. Am primit răspunsul pe care îl consider corect de la Daniela Carmen Băluță și prin e-mail de la David Magda, care mi-a trimis și o fotografie și îi mulțumesc pentru asta, o vedeți aici, în care razele soarelui care trec printre nori se văd paralele. Deci avem încă o dovadă a paralelismului razelor solare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați răspuns. Și acum întrebarea de azi, de fapt întrebările, pentru că vor fi trei. Între două orașe, să le spunem A și B, circulă permanent trenuri. Ele pleacă simultan din fiecare oraș la oră fixă, la 9, la 10, la 11 și așa mai departe, și acest lucru se întâmplă permanent, 24 de ore din 24. Deci la fiecare oră fixă pleacă câte un tren, atât din A cât și din B, spre celălalt oraș, și tot traseul are linie dublă, așa că trenurile pot trece unul pe lângă celălalt. Călătoria fiecărui tren durează 3 ore și jumătate și toate trenurile se mișcă tot timpul deplasării cu aceeași viteză. Putem neglija timpul de accelerare la plecare și timpul de frânare la sosire. Prima întrebare ușoară de încălzire este următoarea. Dacă plecăm cu un tren din A sau din B, n-are importanță, după cât timp ne vom întâlni cu primul tren care vine din sens opus? A doua întrebare, cu câte trenuri care vin din sens opus ne vom întâlni pe parcursul întregului traseu? Și a treia întrebare, care este numărul minim de trenuri sau garnituri, cum se spune, cred, în limbaj feroviar, de care are nevoie firma care asigură transportul între cele două orașe pentru a asigura orarul pe care l-am prezentat. Adică să plece câte un tren atât din A cât și din B la fiecare oră fixă.
care este numărul minim de trenuri cu care se poate realiza acest orar. Aștept, ca de obicei, răspunsurile voastre. La revedere!